Răsare soarele pe litoral. Cum va fi vremea azi? Tabăra internațională studențească de la Costinești se trezește în zori. Primul punct din programul zilei. Prima întâlnire cu briza sărată. Urmează imediat o întâlnire la care nimeni nu întârzie niciodată. Poftă bună! Peste 1000 de studenți, dintre care 123 de invitați din Uniunea Sovietică, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, își petrec aici o vacanță bogată în voioșie, prietenii, impresii și soare. Viitor savanți cu ochelari și tabieturi, viitor profesor grav și tobă de carte se țin toată ziua de șotii. Părăsim bătrânul Olt și iată-ne pe litoral la Costinești. Cu toate protestele celor care nu vor să fie filmați, ne-am permis o incursiune în tabăra de vara studenților, aurită de soarele lui August. ...3300 de studenți și-au petrecut aici o bine meritată vacanță. 6.000 de studenți români și străini își petrec în acest an o reconfortantă vacanță în tabăra de la Costinești. Vară, soare, dar studiile continuă. Filologii sunt preocupați de viața în înalta societate. Nici geologii nu s-ar zice că nu fac descoperiri. La inițiativa băieților se încropește un carnaval tineresc, culminând cu decernarea titlului de Miss Costinești. În rest, soare, apă, cântec și dans și pitoreasca plimbare în vehicole cu motoare patrupede. Costinești, stațiune predilectă a tinerilor care își petrec vacanța pe litoralul Mării Negre. Soare, verdeață, veselie și, bineînțeles, gazde extrem de ospitaliere. Fete și băieți din 5 continente încheagă aici prietenii trainice. Unele dintre acestea rezistă chiar mai mult de 288 de ore, respectiv durata seriei de 12 zile. Start în pasionanta competiție, 50 de metri saltele pneumatice. Zâmbetul, glumele, voia bună sunt stăpânii absoluți ai taberei tineretului. Până la sfârșitul sezonului, la Costinești se va înregistra cifra de 20.000 de oaspeți. Deci, ilustrează preocuparea permanentă a conducerii partidului nostru pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii socialiste, pentru obținerea unor recolte mereu sporite, care să asigure aprovizionarea tot mai bună a populației, satisfacerea tuturor cerințelor economiei naționale. La 6 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășul Gheorghe Apostol, a făcut o vizită pe șantierul taberei de copii de la Năvodari. Noua construcție, ilustrând semnificativ grija pe care partidul și statul nostru acordă tinerelor vlăstare ale țării, va avea o capacitate de 6.000 de locuri. În cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra masivității excesive a pavilioanelor și asupra altor soluții care încarcă nejustificat prețul de cost al lucrărilor și a recomandat proiectanților și constructorilor să găsească în viitor rezolvări mai eficiente. Au fost vizitate în continuare plaja complexului Năvodari și tabăra de la Costinești, unde sute de copii și studenți își petrec în prezent o bine meritată vacanță.